Emancipat înseamnă să fii în ton cu tot ce se scrie, cu tot ce se cântă, cu tot ce se citește, cu tot ce se știe, cu tot ce e nou, cu tot ce e frumos. Deci când știi, de ce unii părinți îi învață pe copii piano? Pentru că e o muzică cultă. De ce unii părinți îi învață pe copii limbi străine? Tocmai că vrea să-i știe deștepți. De ce unii copii învață niște științe care prea puțin interesează, de exemplu, cibernetică, aeronautică, aviatică, fizică sau cuantică sau alte nebunii? Aia simte mintea lui, acolo se urcă ea. Ei, tocmai aceste căutări profunde arată superioritatea lui Dumnezeu în om. Dintr-un om plictisit, împătimit, îmbâxit, leneș și puturos, nu poți să scoți valori, ca și cum dintr-un lemn putred sau ciotoros nu poți să scoți scândură bună. Mergând că noi aici suntem la trup și la cele cinci simțuri, Dumnezeu prin cele cinci simțuri se reflectă în om. Samuel l-a auzit pe Dumnezeu vorbind și prorocii. Domnul a zis, Domnul a spus, așa grește Domnul, așa spune Domnul. Deci iată un rol prin care noi, prin auz, convorbim cu Dumnezeu. Dar tot la fel de bine convorbim cu Dumnezeu prin auz atunci când căutăm calea pocăinței. Că așa spune, fie-ți milă de noi. Și ce le spune Dumnezeu? Văzându-i, le-a zis, merge și vă arătați preoților și pe când se duceau s-au curățit. De ce tocmai pe drum când se duceau s-au curățit? Dumneavoastră veți crede, citind Evanghelia, că nici n-au ajuns în fața preoților și ei s-au curățit. Ba nu, a fost un întreg și îndelung proces de curățire. Prima dată îți spune vecinul că a găsit un duhovnic bun. A doua oară îți dă să citești o carte. A treia oară primești un îndreptar de spovedanie. Unul te învață cum să postești, unul te învață cum să aprinzi o lumânare, unul te învață cum să bați o metanie, unul te învață cum să stai în biserică, unul îți spune semnificația liturghiei, unul îți spune ce înseamnă să aprinzi o lumânare unui mort, unul îți spune ce înseamnă să pomenești un adormit, altul spune ce înseamnă rugăciunea, altul ce valoare are psaltirea. Și tu, cumulând un număr de factori duhovnicești, punându-i cap la cap și experimentându-i, fără să vrei, încep să devii ce? Voi o spuneți atunci când stăm de vorbă. Părinte, mi-ați dat de citit și să știți că din clipa aceea lucrurile s-au schimbat. Altfel le văd, altfel le simt, altfel le înțeleg, altfel m-am liniștit, altfel mă regăsesc și parcă altfel de om sunt. N-o spune, o spuneți dumneavoastră. Nu este o stare de facto, nu e un efect placebo, ci este o realitate care vine din curățirea interioară a omului spre exteriorul liniștii lui. Factorul de liniște nu-l găsești nici închinzând radio, nici închinzând televizorul, nici dormind, nici stând singur încuiat în casă. Starea de liniște este starea care îți aduce ție confortul sufletesc. Unii stau în zgomot și se simt bine, unii stau în liniște și înnebunesc, sau nu au stare, cum se spune. Și că, domnule, parcă e frământat, parcă îl zghihuie. Da, îl zghihuie, așa este. Mulți se luptă cu noi de la înălțime. Ei, această stare de neliniște arată lipsa de Dumnezeu din sufletul tău. Deci, încă ești în căutarea lui Dumnezeu și nu ai dat de El așa cum trebuie. În momentul când l-ai găsit pe Dumnezeu, ai trei stări. Ai starea de recunoaștere a stării de neputință, și aici când vorbim de starea de neputință, nu o să vorbim, poate unii sunt tentați sau se crede de multe ori că dacă omul nu se simte păcătos, nu-i plăcut lui Dumnezeu. Nu trebuie să te simți păcătos. Tu trebuie să te simți așa cum ești. Tu trebuie să-i recunoști Dumnezeu. Doamne, recunosc că aș fi putut face două rugăciuni, dar am făcut una. Recunosc că aș fi putut fi mai bun, dar n-am avut chef. Recunosc că aș fi putut fi mai milostiv, dar nu mai interesat. Recunosc că aș fi putut fi mai sârguitor, dar sunt comod. Deci noi întâi ne luptăm cu firea noastră și cu lepra noastră sufletească până ajunge la cunoașterea definitivă a voii lui Dumnezeu. Când nu-l mai ții pe om duminica acasă și merge el singur la biserică, deci ăla e deja curățit. Nu l-ai curățit tu.
El a venit gata curățit. Și pe când s-a arătau preoților, s-au curățit. Deci în momentul când tu ești în fața preotului, ești de mult curățit. Că dacă n-ai fi fost curățit, nici n-ajungeai în fața preotului. De ce? Pentru că Satana are de acum alte feluri de ispitiri. Dacă lei pe Nicodima Ghioritu și pe... Mai avem timp. Dacă lei pe Nicodima Ghioritu și pe Macarie, egipteanul, vei găsi că sunt 6 ispitiri, iar după Macarie egipteanul 8. Eu cred că am mai zis vreodată treaba asta, dar o amintesc pentru cei ce n-au fost atunci. Tot cred că la o 10 leproș. Ispitirea din față. La ispitirea din față întotdeauna vine timpul și spune: dar până ai să rezolvi tu problemele și până ai să ajungi tu să fii corect sau bun sau drept, cine știe, și te lași pagubă. Deși, spune Sfântul Vasile cel Mare, cel ce ți-a dăruit dimineața nu ți-a promis că îți dă seara. Sau cel ce ți-a dat seara nu ți-a promis că ai să ajungi mâine dimineață. De aia când ne rugăm la rugăciunea de seară, găsim acel frumos îndemn acolo la finalul rugăciunii, așa se cheamă rugăciunea, nu va fi acest pat mie groapă dacă aș citi vreodată. Da? Ce spun unii oameni? Părinte, fără să-l doară nimic, sănătos, s-a culcat și dimineața l-a găsit mort în pat. Da. Deci, vedeți, asta este din față. Și ce spun Sfinții Părinți? Să te rogi ca și cum ai muri mâine, cum ar fi dacă cineva spune, băi, am întâlnit cazuri când a spus, părinte, am visat ceva și m-am îngrozit. Mi-a apărut mama mea și mi-a spus, vezi că peste 10 ani vin să te iau. Părinții s-au apropiat aia 10 ani și parcă n-am liniște. Și eu îi spun, lasă-mă, ia și te spovedește, împărtășește, dacă eu nălucir la sarsailă, ci trebuie să o iei de bună. Ah, deci te frământă problema. Dar de ce să nu fii tu corect în fiecare zi, deci când te-ai pus sara în pat, Doamne, dacă mor mâine dimineață, ia să fac o rugăciune în plus, 2 mătăni în plus, să fiu corect, iartă-mă soții, iartă-mă copil, iartă-mă mamă, iartă-mă soacră și să dormi tu liniștit cu rugăciunea făcută cu Tatăl nostru, cu crezul, cu ce ai citit-o acolo, catismă, la psaltiri, un paraclis și să te scoli sănătos sufletește, punându-te din nou în genunchi și mulțumind lui Dumnezeu că ai văzut răsăritul soarelui. Am întâlnit acest gen de femeie, Dumnezeu să o odihnească, Gabriela o chema, o femeie foarte deșteaptă, o ardeleancă, era internată pe Cipi în spital și cineva i-a spus să fac mari minuni la Bârnova și a apărut acolo. Și m-am uitat la ea, uscată de cancer, de toate citostaticile astea care se fac. Și zic, hai să o fac și eu pe filozoful, că omul când e bolnav, altfel gândește. Și am spus, dacă ar fi să fiți întrebată, eu de acolo, marele filozof, știi? Ce v-ar părea cel mai rău din tot ce ați avut în viața asta? Avea 46 de ani, că pe la 47 aș muri, n-a mai trecut mult. Zic, ce v-ar părea rău din ceva, din ce ați pierdut din lumea aceasta? Și a zis, părinte, vrei să-ți spun drept? Îmi pare rău că n-am avut timp să mă uit când răsare soarele și când asfințește, vedeți? Deci omul aleargă, mai vrea o mașină, mai vrea 4 pereți la casă, mai vrea un gard, mai vrea un hectar, mai vrea 1000 de metri, mai vrea un job, mai vrea un dublu la salar, mai vrea un copil la școală, să mărite fata, să mai schimbe o mașină, să mai schimbe o casă. Și părinte, toate îmi rămân și n-am făcut nimic. Zic, ai nădejde. Aia, ce nădejde, părinte? Și am trăit toată viața așa, aiurea, și acum ce nădejde? De m-a iertat Dumnezeu, zice, de greșeli? Și a spus, zic, o să te ierte, dar înțeleaptă. A zis, nu-mi pierd nădejdea, zice. Cel puțin măcar știu că boala asta care o trag este pentru păcatele mele. Adică avea mulțumirea că a greșit și s-a împăcat cu Dumnezeu. Dar de ce trebuie să ajungi în postura asta să-L înțelegi pe Dumnezeu? Când poți să te scoli dimineață, sănătos, vrednic, frumos din pat, să dai perdeaua la o parte, să deschizi tu geamurile, să te speli pe față și să spui o rugăciune în fața lui Dumnezeu în aer liber.
De ce trebuie să fii bolnav pe pat? De ce trebuie să te încerce viața? De ce trebuie să te încerce greutatea? Vedeți, asta e lepra pe care trebuie să o curățim până ajungem la preot. Că cel ce mănâncă trupul meu și cel ce bea sângele meu are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Deci, noi nu știm să prețuim frumosul, divinul, nu știm să prețuim duhovnicescul, nu știm să prețuim lumina, nu știm să prețuim bucuria. Închipuiți-vă la un singur lucru. Eu mă gândesc la el în fiecare dimineață și în fiecare seară și în fiecare clipă. Trăiți într-o societate pe care o pipăiți zilnic. Trăiți într-o societate pe care o vedeți zilnic. Trăiți într-o societate care munciți zilnic. Care sunt cele trei elemente care domină societatea? Ura, grija de altcineva și răutatea. N-ai vedea doi oameni să fie preocupați de ceva frumos. Ce-a făcut ăla? Ce-a făcut ăla? Cine ăla? Ce-i cu el? De ce așa? De ce dincolo? Dom'le, nu asta e scopul vieții pe pământ. Scopul vieții pe pământ este să simți că trăiești. Ați văzut imbecile ăștia occidentale, ăștia au o lege la care țin cu mare strictețe. Ei seara când se încheie ziua, indiferent de ce treabă ar fi, fie că se întâlnesc la restaurant sau acasă, iau cina împreună, dar obligatoriu este un tipic lege, mama, tata, frate, soră, bunică, copii, toți se strâng în jurul mesei la masa de seară și ei mănâncă ca într-un consiliu de familie, povestesc, se văd, se aud, discută. Țin la lucrul acesta. La noi vine femeia ruptă de oboseală de pe la servici cu sacoșele la piață, s-a apucat de spălat. Bărbatul vine, trântește, duce în camera lui la televizor, copiii duc în camera lor pe telefon, soacra învârte prin bucătărie, toți stau încuiați ca șobolani, se mai văd a doua zi când pleacă toți pe rând la ușă. Vedeți, e un mod de lipsă de comunicare, deși Dumnezeu ne-a dat urechea, gura, ochii și urechile. Cea mai periculoasă lepră, să fii între mulți și să te simți singur, să fii în societate și să simți nevoia de singurătate și să fii într-un grup unde nu poți comunica și să simți nevoia de izolare. Astea sunt semnele bolii minții. Deci nu vorbim nici de depresie, nici de anxietate, nu vorbim nici de schizofrenie, nici de vreo boală mentală, ci de o singură boală, vanitate, individualism. Asta este metoda lui dracu de a-i zăpăci pe oameni. Știi ce spune omul? Nu spune că, domne, am ceva acolo. A, nu, dar n-am ce să discut. A, dar-s grăbit, am treabă. A, dar nu-i treaba mea. Da, nu-i treaba ta. Azi nu te vezi, mâine nu te vezi. Ce făceau țăranii pe vremuri? Se întâlneau la strânsură, se întâlneau la horă, se întâlneau la bal, se întâlneau la nuntă, se întâlneau la botez, se întâlneau la mormântare. Și era un tipic, mi-aduc aminte, dacă o fi așa, poate peste tot, întrebam și eu câteodată, dar ce te duci la tot satul dacă moare cineva, stai gură, cască acolo, să creadă că mergi după mâncare? S-o crezi tu, prostule, zice.